În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1968 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 286 mai puține față de ziua anterioară. 402 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare. Distinct de cazurile nou confirmate în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 84 persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 1671, cu 25 mai multe față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 141 persoane, cu 5 mai puține față de ziua anterioară. Din cei 141 pacienți internați la ATI, 130 sunt nevaccinați. Din totalul pacienților internați, 225 sunt minori, toți fiind internați în secții, cu 4 mai mulți față de ziua anterioară și 0 la ATI, la fel ca în ziua anterioară. Județele în care s-au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimele 24 de ore sunt București, 304, urmat de Timiș, 119, Cluj, 110 cazuri, Brașov, 93, iar la celălalt pol, cele mai puține cazuri au fost înregistrate în Vrancea, 6 cazuri, iar în Mehedinți au fost înregistrate 9 cazuri. Până astăzi, 66.888 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 14 septembrie 2022 ora 10, 15 septembrie 2022 ora 10, au fost raportate de către INSP 6 decese, 2 bărbați și 4 femei, un deces fiind raportat anterior intervalului de referință. Dintre cele 6 decese, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 60-69 de ani, 3 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 2 decese la categoria de vârstă peste 80 de ani. Toți pacienții decedați prezentau comorbidități, iar unul dintre aceștia era vaccinat. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 3213 teste real-time PCR, 2066 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1147 la cerere și 14930 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 13.468.672 teste real-time PCR și 11.420.866 teste rapide antigenice. Rata de pozitivare a testelor efectuate în ultimele 24 de ore este de 10,84%.